Județul Hunedoara a fost unul în care, până nu demult, mineritul avea o contribuție importantă în economia județului. Erau localități în care funcționau nu una, ci mai multe exploatări miniere, iar majoritatea dintre ele sunt însă acum în ruină după ce au fost închise. Suntem la Barbura, un sat hunedorean uitat de lume. În spatele meu este Galeria Grim, cum se vede pe frontispiciu 1889, când a fost dat în folosință. Vă dați seama că totul e ruine. Și în afară de această galerie, în Barbura, mai existau încă două exploatări miniere. Totul acum este în paragină. Foștii ortaci își amintesc cu nostalgie de vremurile în care minele funcționau din plin și ofereau locuri de muncă din belșug. Cu mina, păi Dumnezeu să ai în plan. Mina. Nu, a fost bine. Era de toate atunci, era curs, să vină hârtie ca întregi, din coace de două, plin de lume pe aici, lucru a fost. Dar acum văd că s-au gătat toate. Nu mai nimic, eu de rămături. Ce să mai fie? Nu ai ce să mai găsești pe aici. Procesul de închidere al minelor a început în 1997, iar în toamna anului 2006, pe aproape toate exploatările s-a pus lacătul, cu toate că în multe dintre ele mai există minereu, inclusiv aur. Cât privește relansarea mineritului, de care se tot vorbește în contextul crizei energetice actuale, pensionarii din domeniu sunt destul de sceptici. Aceștia consideră că este nevoie de bani mulți și sunt de părere că redeschiderea minelor este imposibilă, mai rentabilă fiind înființarea de noi exploatări. Aur este. Este, dar fiind scoate. Nu mă merge nimeni. Eu de aici am ieșit la pensie. Din 89, când am plecat pe Ceaușescu. De 64 am lucrat până acum. Da? Bine a fost, acum rău-i peste tot. Am auzit că deschide minile alea de la cărbun, deschide minile alea la alte. Poate să deschide dacă are unul finanțe. Atunci deschide. Dar trebuie muncă. Mai bine faci o mină nouă decât să deschizi una, să o curățești. Din zecile de mine care funcționau în județul Hunedoara, în prezent mai sunt în funcțiune patru exploatații de huilă în Valea Jiului, însă două dintre acestea au trecut de ceva vreme pe program de închidere.